împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Pregătit pentru viață, de a învăța și
de a găsi acea armonie în sufletele voastre care să vă facă cu adevărat fericiți. Și de aceea sunt aici și părinții profesori și domnii profesori care, fiecare în sectorul competențelor, vă împărtășesc și știința necesară pentru acumularea unei cunoștințe, dar și acele cunoștințe de care aveți nevoie pentru a vă cizela sufletește. Și aveți nevoie de această formare și mai ales pentru că am ascultat și prima lectură din Cartea Înțelepciunii, să cereți, să aveți acea înțelepciune care să vă călăuzească viața. A avea înțelepciune, a fi înțelept este mare lucru. A avea înțelepciune înseamnă nu numai a avea capacitatea de a învăța sau de a acumula cunoștințe teoretice, a avea înțelepciune înseamnă a îmbina toate aspectele și teoretice și practice astfel încât să rezulte o simfonie, o armonie în viața voastră. Și de aceea sunteți la școală, de aceea începeți un nou an școlar și de aceea invocăm Harul lui Dumnezeu pentru ca să vă ajute în acest an în care să, odată cu trecerea timpului, să creșteți și în înțelepciune și în har. Evanghelia ne povestește despre Iisus atunci când a fost pus la Nazaret, că El creștea în vârstă, în înțelepciune și în har. Iată, poate direcțiile acestea care sunt interesante pentru voi în începutul unui an, de a porni cu această dorință de a crește și în înțelepciune și în har, adică în toate acele virtuți sau aspecte care vă constituie ca adevărați oameni și adevărați creștini, și în același timp, vârsta cu care înaintați să înseamnă pentru voi o adevărată maturizare. Maturizare care înseamnă echilibru în toate punctele de vedere. Astăzi aș vrea să insist asupra unui lucru din care poate mulți greșesc atunci când abordează problema școlii și știm cât de mult suferă școala acolo unde nu există interes, acolo unde nu există dăruire, acolo unde sunt urmărite alte criterii decât cele ale adevăratei formări în școală. Astăzi, deși se numără cumile, doctoratele, mulți nu știu să facă deosebirea între verbele auxiliare, a fi și a avea. Nu vreau să încep cu gramatică și nici cu matematică de la această predică, dar se pare că există o concluzie în modul cum se conjugă aceste verbe. Lumea, astăzi, vrea să aibă mai mult. Lumea consideră că va fi fericită dacă va avea tot mai mult. Dar fericirea adevărată nu înseamnă a acumula multe lucruri, pentru că vedem că unul care are mult este nefericit. În schimb, este fericit cel care este mai inteligent, mai sănătos, mai util, mai folositor. A fi mai util, a fi mai folositor, a fi mai sănătos, a fi mai silitor. Iată, important atunci în viața voastră este să știți să conjugați acest verb a fi, pentru că aici se află izvorul adevăratei înțelepciuni și fericirii. Nu consumând și nu risipind, se creează fericirea, astfel cresc refuzurile, cresc gloaiele și planeta noastră nu înaintează în civilizație atunci când noi mărim cantitatea de deșeuri. Dar atunci când noi introducem în societatea noastră civilizația iubirii, care pornește de la calitatea de a fi, a fi mai bun, a fi mai inteligent, a fi mai bun, a fi mai creștin. Și atunci când este important pentru tânăr, este important pentru tinerii de astăzi să știe să se formeze pentru viață, să aibă acea capacitate de a dărui totul din sine, pentru că cineva care dorește mai mult din sine, cu atât, este mai realizat. Sunt Ioan Bosco spunea că o floare care crește este pentru alții.
O floare care își reține frumusețea pentru sine și nu se comunică altora, se ofilește și moare. Dumnezeu ne pune în această lume noi ca să fim daruri, să fim oameni realizați, pentru că la rândul nostru să constituim un ferment care să ajute la dezvoltarea societății. Și se realizează acest lucru în măsura în care noi știm să ne formăm și să ne realizăm viața după principiile Evangheliei, după principiile creștine, dar având acel dor și acea dorință de a are pe toate, nu numai decât sub semnul egoismului pentru sine, dar pentru a putea comunica și altora. Așa vă veți simți fericit și veți simți un an care se profilează în fața voastră, un nou an școlar, care să vă aducă și înțelepciunea, dar și înaintarea în adevărata înțelepciune, adevărata știință, care să vă apropie mai mult și de Dumnezeu, dar și de viață. Sfântul Ioan Bosco, pentru a cita din nou, spunea că un tânăr cu adevărat realizat, un tânăr cu adevărat fericit, are la bază patru dimensiuni ale frumuseții. Are armonia frumuseții adevărate, armonia sănătății, armonia înțelepciunii și armonia sfințeniei. Într-adevăr, dacă încercăm să le aducăm la viața noastră, armonia formelor pe care le urmărim în viață, creează frumusețea. Și tuturor lor ne place tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este armonie, tot ceea ce îngândă ochii, tot ceea ce ne place urechilor, tot ceea ce simțim într-adevăr că produce acea senzație de fericire, dar este o armonie a formelor. Armonia simțurilor produce adevărata sănătate, creează sănătate, atunci când și mintea, și inima, și stomacul, toate organele funcționează perfect, se realizează sănătatea de care avem nevoie și pe care noi trebuie să o prețuim. Atunci noi când realizăm o armonie a sensibilităților, generăm adevărată înțelepciune. Atunci când noi știm să cultivăm voința, când știm să ne ascuțim mintea pentru a pătrunde adevăratele lucruri folositoare pentru suflet, atunci când noi suntem sensibili și ne aplicăm spre cei care ne înconjoară, unii cu simplicitate, alții poate cu mai multă dragoste, realizăm tocmai această armonie care trebuie să fie, de adevăr, adevărată înțelepciune. Și atunci când noi realizăm armonia bunătății, acele sentimente de bunătate, de compasiune, de iubire adevărată, realizăm cu adevărat în noi, spune noi, ei creștină, sfințenia sau acea ținută înaltă care ne face oameni creștini de numele pe care îl purtăm. Iată, în programul de formare pentru orice elev, pentru orice tânăr, pentru orice adolescent, este important să surprindem aceste lucruri pentru a crește într-adevăr, nu numai în vârstă, dar și în înțelepciune și har. Sau, așa cum ne stă în fața lucrurilor Iisus adolescentul, încercăm să punem întrebări și să ascultăm ca să putem realiza toate aceste lucruri de viața noastră. Adevărata înțelepciune e cerută cu existență. Ați auzit și revin din nou la prima lectură, m-am rugat ca să cer darul înțelepciunii și mi s-a dat. Rugați-vă fiecare zi să aveți această înțelepciune, pentru că adevărata înțelepciune, într-adevăr, vă ajută să vă realizați în aceste dimensiuni esențiale pentru viitorul vostru. Însă, în acest proces de formare, trebuie să privim mereu la cruce care ne amintește de sacrificiu, de jertfă. Lectura a doua pe care am ascultat-o a vrut să ne atragă atenția asupra locului central pe care îl ocupă Hristos, nu numai în istoria Mântuirii noastre, dar în viața noastră a fiecăruia. Iisus este o imagine care ne vorbește în continuu, dar ne vorbește și despre
dimensiunea sacrificiului. Pentru că fără sacrificiu, fără jertfă, nu putem realiza nimic amor. Sau, poate ne crede iluzia că, lăsând crucea, lipsind dimensiunea sacrificiului, am putea realiza lucruri mari. Oamenii mari, lucrurile mari s-au făcut prin sacrificiu, cu renunțări. Și așa cum o plantă, sau cei care lucrează în domeniul horticulturii știu să taie cele greci și rame care sunt nefolositoare sau chiar periculoase pentru o plantă, la fel și procesul de formare într-o școală, într-o instituție de învățământ, presupune prezența învățătorilor, a profesorilor, a celor care au grijă de creșterea voastră. Și intervențiile acestea care înseamnă a tăia o ramură care e nefolositoare sau periculoasă sau care pune în pericol capacitatea plantei de a produce roade, este poate o operație dureroasă, dar necesară pentru a crește drept, pentru a crește în mod corect și pentru perspectiva de a duce roade. Un scriitor italian se ruga în fiecare zi, Doamne, să nu lipsească niciodată starea de pe masă. Doamne, ajută-mă ca în fiecare zi să nu lipsească sacrificiul din viața mea. Este o rugăciune poate ciudată. Să ne rugăm ca să nu lipsească jertfa sau sacrificiul, care uneori vin fără voia noastră, dar uneori acest sacrificiu și această mortificație care provine din faptul că suntem într-o instituție de învățământ și de formare și unde avem nevoie de această intervenție a celor care sunt puși să îngrijească noi de vârstare, să crească corect, să crească drept, să crească în perspectiva roadelor pe care le vor aduce mai târziu. Și ne bucurăm că întotdeauna atunci când roadele sunt în casă, la sfârșitul lui anul școlar. Dragi tineri, dragi seminariști, dragi elevi, iată, se deschide un program vast, sau se deschide un program vast în fața voastră, odată cu începerea acestui an școlar. Este o nouă șansă, o nouă perioadă în care puteți să faceți un pas mai departe pentru viitorul vostru, dar fiți sigur că acest pas nu este făcut de unul singur, este făcut ajutați fiind de cei care sunt rânduiți să vă ajute în acest loc și mai ales să nu uitați că acești pași ai formării și ai dezvoltării voastre depinde foarte mult de capacitatea voastră de a vă apropia de Dumnezeu, de a vă ruga, de a vă deschide inima și la valorile credinței care vă îndeamnă în continuu să cultivați mai multă iubire, talentul vostru. Și pentru că ați spus de iubire, orice lucru care este făcut cu dragoste, cu iubire, vă mobilează mult. Orice lucru care este făcut în silă, vă face sclav. Dar iubiți învățătura, iubiți efortul, iubiți tot ceea ce vi se pune la dispoziție, știind că toate acestea, dacă sunt acceptate cu iubire, dragoste adevărată, vă deschid spre adevărata fericire, adevărata realizare, adevărată formare complexă care înseamnă aceea de a fi util și bisericii și societății. Ne rugăm împreună, cei din altar, cei din capelă, preoți, elevi, profesori, credincioși care participă la această Sfântă Liturghie, să aveți, într-adevăr, un an binecuvântat, un an în care, asemenea lui Iisus, să stați în mijlocul învățătorilor, să-i ascultați și să-i întrebați mereu cu privire la viitorul vostru. Amin. Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea spunea, scopul, finalitatea școlii este omul. Iar scopul, finalitatea omului, este Dumnezeu. Școală, om, Dumnezeu. Iată de ce în fiecare an începem anul școlar
aici, noi oamenii, în întâlnirea cu Dumnezeu, școală, noi și Dumnezeu. Începem anul școlar sub privirea, în prezența și în comuniune cu Dumnezeu. Pentru că școala e un loc de formare și un loc de viață. Un loc de formare. Dragi profesori, într-un anumit fel, 450 de elevi ne pun viața lor în mâinile noastre. Idealurile lor, speranțele lor și ale părinților, ale familiei. Nu e simplu, nu e puțin lucru. E un mare dar, dar și o mare responsabilitate. Iată de ce suntem chemați astăzi să înțelegem și să trăim misiunea noastră ca o vocație, ca o chemare din partea lui Dumnezeu de a-i ajuta pe acești tineri să treacă, așa cum spunea prea Sfințitul, de la a avea la fi, de a-i ajuta să devină oameni în sensul deplin și adevărat al Cuvântului. Școala, un loc de formare și un loc de viață. Dragi tineri ai colegiului nostru, parcurgeți aici, în această școală, 4 ani, poate cei mai importanți din viața dumneavoastră, pentru că sunt anii de venit. Pentru că sunt anii în care vă conturați ca oameni, ca principii de viață, ca sistem de valori. Vă spun fără teama de a greși că puteți avea încredere în noi, formatorii voștri, că vă suntem alături, că vrem să vă oferim nu numai cunoștințe, să vă ajutăm să vă deschideți orizontul cunoașterii, dar vrem să vă ajutăm să trăiți, să relaționați corect, frumos, profund și creștin. Că vrem să contribuim la devenirea dumneavoastră ca oameni. Aveți încredere în noi. Luați în serios darul, talentul pe care Dumnezeu vi l-a oferit. Lucrați cu el și faceți din acești ani și din acest parcurs în colegiul nostru un drum al devenirii și al împlinirii. Mă bucur că niciodată în această muncă și în acest demers al nostru nu am fost și nu suntem singuri. Am avut întotdeauna sprijinul moral și material al episcopiei, al preoților din dieceza noastră, al credincioșilor. Am avut prezența episcopilor noștri și, în mod deosebit, o spun fără rezerve, prezența Preasfințitului Aurel, nu numai la aceste celebrări solemne de hram sau deschidere de an școlar, dar în permanență. Vă mulțumim, Preasfințite, pentru că ne sunteți alături, pentru că ne susțineți și pentru că, de ce nu, ne dați curaj să mergem mai departe, mai ales în acele momente în care, cu
poate vedem mai puțin roadele străduințelor și ale muncii noastre. Le mulțumesc preoților care sunt astăzi aici, alături de noi. Vă mulțumesc dumneavoastră, părinții ai elevilor noștri, pentru că ați ales pentru copiii dumneavoastră, colegul nostru, convinși că aici pot primi nu doar o sumă de cunoștințe, dar un set de valori, principii și norme de viață. Stați-ne alături mai departe. Nu lăsați copiii doar în grija noastră. Sprijiniți-ne în efortul și în străduința noastră și să încercăm împreună să îmbinăm valorile umane cu cele spirituale, pentru ca într-adevăr copiii dumneavoastră să crească în înțelepciune, în vârstă și în har, și în fața oamenilor, dar mai ales în fața lui Dumnezeu. Spuneam că nu suntem singuri și de data aceasta primăria este cu noi, iar domnul Gheorghe Bătămănescu, o prezență relativ discretă, dar marcată totdeauna, este și astăzi la sărbătoarea noastră. Îl rog să vină și să ne spună două vorbe, așa cum ne-am obișnuit cu vorbe de suflet, ca în fiecare an. Bine v-am găsit în această zi importantă pentru toți. Permiteți-mi, în cele ce urmează, să vă citesc mesajul de la ultima municipiului Bacău, cu ocazia începutului anului școlar. Prea fiind domnul episcop, începutul de director, ucenici părinți, domnilor și doamnelor profesori, stimați părinți, dragi elevi. Mărturisesc că trăiesc cu aceeași intensitate din totdeauna această zi a începutului de an școlar. Mai întâi a fost o provocare de elev și bucuria de a-mi revedea colegii de clasă. A urmat o prietenția de părinte. Acum, la toate acestea, se adaugă și responsabilitatea de primar, dar și de om care respectă școala și profesorii. Știu că sfârșitul de vacanță poate duce unora dintre voi și mici tristeți. Toți gândesc că vă întoarceți în mânci și pe o perioadă o să regretați lungile de zile de vară, păinarea și de ce nu te vede mai târziu. Prima zi de școală rămâne însă o zi a bucuriei și a emoției, pentru că, indiferent de ani și de vârstă, reprezintă de fapt un nou început pentru noi toți, elevi, părinți și dascăli. Dragi elevi, vă îndemn să gustați din plin acest început de an școlar. Și vă spun asta din postura celui care știe cât de importantă este educația în viața unui om. O lume mai bună, mai prosperă, mai prietenoasă, poate fi construită numai de oameni bine instruiți, de oameni educați. O comunitate solidă e clădită pe respectul față de școală, de credință, de sănătate. Iar municipiul Bacău merge pe acest drum al lucrurilor trainice care contează cu adevărat. Investiția în educație e una pe termen mediu și lung și de foarte mare importanță. Școala nu este însă doar o clădire vizită de suflet și doresc astăzi să vă felicit pentru rezultatele pe care o să fie obținute la bacalaureat, rezultate care fac dovada muncii depuse și care consacră această instituție de învățământ ca fiind reprezentativă pentru municipiul nostru. Trebuie totodată să menționez și faptul că, ținând cont de profilul vocațional al acestei instituții, dumneavoastră trebuie să completați formarea teoretică, o formare spirituală continuă și incultivarea adevăratelor valori. Parafrazând un Sfânt Părinte, teolog este doar cel care vorbește despre Dumnezeu și este cel care vorbește cu Dumnezeu.
Iar misiunea dumneavoastră este una de foarte mare importanță, pentru că trebuie să ne ajutați pe noi toți să putem trăi în comunicare cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez mult succes în atingerea și vă mulțumesc, Doamne! Și doi nu sunt cerți spre îngerii și nu de bucurie aici, pentru